Am revenit în direct, oameni buni. Alexandra Go, Cristi Mitre, Albert Oprea alături de mine. Vorbim despre ce se întâmplă la Survivor. Primim mesajele dumneavoastră și vă mulțumim mult pentru toate mesajele. Foarte multe urări de la mulți ani pentru Albert. Ieri a fost ziua lui. Puteți să-i scrieți pe Instagram, pe Facebook, Albert Oprea. Foarte frumos. Sunt oameni care îl vor și pe Cristi Mitre la Survivor. Poate sezonul următor, cine știe? Ți-ai dorit să fii acolo în show? Da, nu vreau să mint. Dar ar fi drăguț. Adică e un challenge. Știi că eu sunt cu challenge-urile. Sunt mulți oameni care zic așa. Că le-ar plăcea să te vadă acolo. Îl avem pe Robert din nou alături de noi. Salut, Robert! Am revenit la tine. Vă salut, domnul Cătălin. Așteptam întrebările, dar referitor la ce am vorbit înainte de publicitate, mă gândisem să nu vorbesc în momentul când ies din competiție, să nu vorbesc despre colegii mei sau la adresa lor, pentru că mi-aș fi dorit ca oamenii să-i cunoască așa cum sunt ei acolo. Păi dacă hai să... vă aduceți aminte... Haide să vedem așa câteva cuvinte. Sau unde crezi tu că poți să zici ceva și vrei să zici ceva bine? Dacă nu, nu, iarăși e dreptul tău. Uite, Cătălin Smărândescu. Să pletoariile astea care... Adică... Da, mă, că mă lași, explic. Dacă nu te grăbești. De ce doar ați simt? Nu înțeleg. Pentru că nu m-a lăsat să termin, că explicam. Da, dar... Tu n-ai înțeles, restul a înțeles. Teorie, aia nu înțeleg. Și ce? Poți să întreb ce înseamnă, nu? Haide că vedem materialul ăsta puțin mai târziu. Stai, a căzut cineva pe mixer și a intrat materialul. A fost un mic teaser. Iartă-ne un pic. Revenim la Smărândescu. Ce ai de zis de Smară? Motivator, om de echipă. Motivator și om de echipă. Perfect, Cristi Mitre, aș de ochii peste cap aici, dar asta e părerea ta, omul care ai stat acolo. Domnul Mitre, dacă mergeți la anul, poate faceți din nou echipă cu Cătălin și vă schimbați părerea despre el. De nu, că da, n-am zis nimica, gândeam. Deci motivator, om de echipă, Smărândescu. Laura Giurcanu. Pas. Radu Itu. E folosit, dar încă nu știu seama. De cine e folosit, Robert? Poți să ne spui? Să rămână, doamnă, cu mare plăcere, dar să mai treacă o săptămână, două, ca să vă dea și dumneavoastră. Și am mancat că n-ați făcut-o. Dar stai un pic, că și Albert a dat din cap afirmativ. Tu la cine te gândești că îl folosește? La Laura. Laura? Adevărat. Radu Itu folosit de Laura. Da. Băi, băiatule, uite și toată lumea vede asta. Stai să vedem mai departe. TJ Miles. Orgoliu prea mare, devotat, competitiv. Cerebel. Caracter? Caracter, foarte dar interesant. Elena. Câteodată nervos. Câteodată? Nervos. Nervos. Caracter, dar câteodată nervos. Elena Chiriac? Elena Chiriac? Ar fi fost bine să fi avut niște imagini cu ei, ca să-i vedem așa și când îi caracterizezi față în față. Elena Chiriac? Elena Chiriac are ceva din ambiția, bine, ea a și făcut taekwondo, are ceva din ambiția asta a practicanților de arte marțiale și cred că va reuși să meargă departe. Mai zice cine a mai rămas, că nu am mai nominalizat pe... Mai e cineva? Acum în competiție. Mai e băiatul ăla care se pun în fundaj. De cine? Rengle. Rengle. De Emil Rengle? Dar ai spus de Emil. Robert, ce rost au înțepăturile astea așa duse în altă zonă? Nu fac sens. Sunt de la Țânțari, domnul Cătălin, de la Țânțari. De la Țânțari? Nici nu te aud foarte bine. Lasă-le acolo pe stadion, știi cum e. Lasă-le acolo. Spune-mi așa. Când vii în țară, te așteptăm aici să povestim. Ești bine în rest? Spune-mi despre tine, ești bine, cu sănătatea? De la cap în sus nu mă mai pot trata, asta știu. De la gât în sus, adică de la gât în sus nu mai sunt recuperabil. Probleme în zona cervicală, probleme în zona lumbară, plus alte probleme care nu știu dacă e pulina aia pusă ca să...
le pot spune în termen, în termen medical să nu fii tu. Nici nu, nu se aude exact, foarte bine, dar important e să fii bine și te așteptăm când vii aici în țară. Cu mare plăcere, oricât. Numai bine, mulțumim mult de tot. O zi plăcută în continuare, să rămână la revedere. Numai bine, Robert, Niță, vorba ta, Cristi, dacă era în tabără la fel de... Dacă era la fel de vocal și la fel de spontan, cred că era mai bine. Nu prea avut nici timp, că s-a accidentat repede. S-a accidentat repede, dar hai să vedem. Noi, asta e dovada ceea ce înseamnă presiunea în mediul ăla, părerea mea. Adică imediat cum ai ieșit din zona aia, te-ai relaxat. Ești relaxat, vorbești relaxat, n-ai nicio problemă. Acolo se vede exact ce înseamnă presiunea psihologică și a celorlalți, a grupului și a adversarilor și a jocului și a tot, și a atmosferei și a ce vrei tu. Căldură, umiditate, ce vrei, le pui pe toate, că sunt atâția factori. Da, și exact, și lipsa asta de mâncare, cum spuneai tu, pe etape. 100%, asta e una dintre cele... Îți întunecă mintea și gândirea. 100%, e cel mai mare obicei al tău. Care e cel mai mare obicei al nostru? Să mâncăm. Mai. Și, da, și la noi, când în viața de zi cu zi, dacă n-ai mâncat nu știu cât timp, parcă ești nervos, vrei să mănânci ceva. Ai o stare de nervozitate, așa este. Dar acolo să nu mănânci cu zilele, cu săptămânile. Da. Haideți să vedem Cerebel și TJ Miles. Alexandra, au avut ceva dispută? Sunt acolo niște meciuri nerezolvate încă, cred că vor mai fi și exact cum ziceam și mai devreme, cred, eu aștept ca TJ să răbufnească, explodeze. Să explodeze. Și să spună tot ce gândește, mi se pare că se temperează foarte mult. Pare și el alfa așa și vrea să impună. Acest material, da. Că el se temperează foarte mult și încearcă să păstreze încă așa o linie de plutire acolo de liniște în grup. Însă, cred că în vreo 2-3 săptămâni o să explodeze. Deci bombă cu ceas. Bombă cu ceas. Uite, Albert ar contrazice. Nu aș contrazice. Eu spun doar că mie îmi place TJ Miles, cum reacționează. Exact, deci foarte cerebral. Acum nu știu, nu cât pot să dau seama. Cât poți să rămâi? E prea cerebral, adică e foarte, că și eu am fost chiar în situația lui. E foarte calculat. Foarte adică. Calculat și răspunde foarte ok. Da. I-aș recomanda dacă... Că a anticipat toate lucrurile astea și că încă nu e... Așa. Că nu e sincer. Asta nu e încă în elementul lui. Da. Nu. Dacă te-ar auzi? Nu știu dacă nu e încă în elementul lui sau... Nu cunosc exact ca om, dar mi se pare că joacă foarte bine jocul ăsta și e și bun sportiv. Și ce să zic, eu cred că îl văd cel mai departe. Momentan din echipă îl văd cel mai departe pe TJ Miles. Pe TJ Miles? Da. Și aș recomanda lui Cerebel să nu mai fie așa nervos. Că acolo, dar cu cât ești mai nervos, parcă... Cerebel, caracter, dar nervos. E cam așa nervos. Așa o să vedem da? Și vedem. Material acum. Asta e și ideea. Să nu uităm după aia ce a spus și Smiley legat de Cerebel, dar după ce vedem ce materialul. Ce a spus? Să-mi spuneți și mie. Chiar sunt curios. Să lăsăm pledoariile astea să care... Adică... Da, mă, că mă lași, explic. Dacă nu te grăbești. De ce nu ați simt? Înțeleg. Pentru că nu m-a lăsat să termin, că explicam. Da, dar... Tu n-ai înțeles, restul a înțeles. Teorie, aia nu înțeleg. Și ce? Poți să întreb ce înseamnă, nu? Da, ba, urma să explic. Ok, te-ascult. Urma, dar mă întrerupi. Te-ascult, bro, dar nu trebuie să ridici tot întotdeauna la mine, bro, like, mă simt că doar... Pentru că tu ești singurul care pui 100 de întrebări până se termină fraza. Învață să se pună punct și după aia poți să întrebi. Așa funcționează un dialog. Așteaptă să vezi, mai învață și tu să asculți. Nu te mai grăbi să întrebi, ascultă. Trage aer în piept, vezi ce n-ai înțeles, după aia întreabă, bă, nu te grăbi să întrebi. Nu știu, țipă la mine, sincer. Păi, dar eu n-am început să țip, eu am început să fac asta, uite, vezi, dacă am început. Dacă îi dat pleacă, zic, vezi frumos, stai puțin, atunci mă să te și pe aia zic, ok, scuză-mă. Mă înțelegi, vreau să spun? Că chestii de respect, bro. Eu n-am respect! Nu, că țip. Păi lasă-mă, să vorbesc! Bro, nu mă mai interupe! Bro, who e Elena, bro? La tine! Ok, do something. La tine, ce? Something. Ce să fac? Nu știu, te văd că țip ca... Păi dacă te oprești, gata, oprește-te! Am început să vorbesc altceva... Nu mă intimidezi! Am început să vorbesc altceva și nu vorbeam cu tine! Omule, gata, oprește-te! Nu mai țip, că vorbeam despre echipă, despre altceva, gata, oprește-te! Da, multă tensiune. Mi se pare că Cerebel... A reacționat brusc, s-a prins, nu mai putea. Și cred că TJ este foarte puternic psihic și reușește să-l facă în momentul în care îi spune haide, fă ceva, ceva. Da, eu cred că este, cum îi zice ăla mic, știi, de vine și cu cheița, așa, ni. Adică TJ Miles? Încearcă, da. Adică el știe exact ce face când face asta și doar te împinge așa la maxim, să vadă unde e limita ta și îți dă câte un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic, până explodezi să faci cum a făcut Cerebel. Eu cred că știe exact ce face. Da, ai avut momente de asta când cineva te scotea da, distrită din vorbă? Da. Adică te făcea... Da. Și eu țip, dar țip mai tare decât Cerebel dacă vreau. Am înțeles. Deci te făcea cineva cu cheița până țipai? Da, poți să. Da.
Da, e o strategie bună aia, că până la urmă îi mărunțești așa, îi toci. Ușor, ușor, îi faci la creier așa. Cât poți să ții? Na, a țipat. Ție cum ți se pare? TJ Maxx sau Cerebel? Ce se întâmplă acolo între ei și faptul că e tensiunea asta și că și Cerebel are reacțiile astea pe care le vedem cu toții? Cred că e un pic și provocat Cerebel, adică el e cel mai vocal din celălalt, două grupuri. Sunt 4 cu 4, cam așa ceva. Deci tu așa vezi grupul, deci da, grupul... Da, da, da. Elena Chiriax, Mărândescu, Cerebel și Otilia. Deci ei 4 versus cei 4. Uh-huh. Și cumva el e cam cel mai alfa, cum a zis și Cristi, în echipa lui Rengles, da. Să zic așa, TJ Maxx e cam alfa și aici Cerebel, bine, și Mărândescu. Dar cred că e și un pic provocat, provocat. Să vedeți voi când o să înceapă discuțiile între Cerebel și Mărândescu, abia aștept. Crezi că se înceapă? Da, 100%. Eu zic că... 100%, la un moment dat, unul dintre ei trebuie să dovedească. E ca la, știi, când ai doi câini în curte? Mascul, adică. Da. Știi? Unul trebuie să fie alfa. Și la un moment dat se încaieră ca să se vadă... Vorbesc foarte serios. La un moment dat se încaieră să vadă care e la alfa. Și crezi că asta se va întâmpla aici? 100%. Acum e momentul ăla de prietenie. Bro, frățiorul meu, suntem ok, suntem pe aceeași lungime de undă. Eu zic că dar mai durează momentul, un pic. Mai durează un pic. Mai dar vine momentul când o să fie nevoie să bată cap în cap. Atunci o să fie show. Da. Tu cum vezi, Alexandra? S-au format bisericuțele, am văzut aseară, deci clar, Mărândesc cu Cerebel sunt oameni credincioși. Exact, fac parte dintr-o bisericuță, da? Cred că este posibil ca una de care este cea mai puternică, care va fi cea mai puternică în competiție. În cazul în care gașca celor influencerilor, să zicem, Rengle și TJ, vor fi mai puternici, s-ar putea într-adevăr să reușească să bage coada acolo și să înțeleagă că o strategie bună ar fi să-i întoarcă pe Cerebel și Smărădescu unul împotriva celuilalt. Bă, oamenii ăștia acolo, crezi că au genul ăsta de strategii sau numai noi ne gândim că ei pot să-și facă scenariile astea în cap? Tu știi ce scenarii îți faci în momentele? Cred că ai foarte mult timp, da? Nu? În primul rând, gândiți-vă toți cei care ne urmăresc. Nu ai televizor, nu ai telefon, nu ai cărți, nu ai nimic de făcut decât să te duci la joc și să te întorci, să mai duci la un consiliu. Și rest stai pe plajă. Stai pe plajă, cât foc să faci, cât lemne să aduci și stai și devii paranoic. Mi-aduc aminte că stăteam cu prietenul meu, Alin, și încercam. Mă, oare la ce vreau să zică? Că a vrut să zică că noi suntem prieteni. Dar de ce a zis că vrea să fim prieteni? Că, înseamnă că le întorci pe 700 de porți. Și devii paranoic și noi acum râdem. După emisiune am râs de multe chestii de ni se păreau aberante. Ai văzut, mă, că o luasem razna? Atunci a devii paranoic și îți crezi foarte multe scenarii. Foamea te disperă, pentru că e o funcție pe care, cum a zis și Cristi, nu o îndeplinești a corpului. Și corpul intră într-o panică cumva și cum, nu știu, creierul nu mai judecă normal. Da, și eu cred că asta cu overthinking se întâmplă. Foarte da. Mult. Deci foarte cred că n-ai ce face, vorbesc serios. N-ai ce face și cred că un lucru banal îl iei și îl faci, îl augmentezi, îl faci așa nebunie, da. Da, nu, eu zic că e mai puternic grupul lui Cerebel. Vă spun și de ce, din punct de vedere sportiv, îl văd un pic mai puternic. Păi da, adică tu vezi acolo pe Cerebel, Smărândescu, mai vedeți și noi imagini cu ei, Cerebel, Smărândescu, Elena și... Și cine mai era? Și la Cerebel. Cerebel, Smărândescu, Otilia. Îi vezi și mai puternici. Nu, dar nu din punct de vedere fizic, din punct de vedere al golaverajului. Strict. Ei sunt mai buni pe partea sportivă. Adică le închid gura mereu, bă, haide că aducem puncte noi. Acolo mai erau persoane care spuneau că partea sportivă nu e importantă, dar da, este importantă, pentru că partea sportivă îți aduce liniște la un consiliu, partea sportivă îți aduce mâncare, partea sportivă te face să mergi cât mai departe în competiție. Hai să vedem și eliminarea aia Angelei. Aseară s-a întâmplat la Războinici. Vrem să vă arătăm ce se întâmplă și în tabăra Războinicilor. O să vedeți că o să avem invitați și din tabăra aceasta și o să comentăm și lucrurile care apar la ei. De exemplu, mâine soția lui Blaze este invitata noastră, așa că ușor, ușor vedem ce se întâmplă și la Războinici. Dar haideți să vedeți eliminarea de aseară. Și a sosit momentul să aflăm care este concurentul dintre voi care în seara asta, acum și aici, părăsește competiția Survivor România. Concurentul pentru care aventura Survivor România se oprește în această seară este Angela Forero Diaz. Pentru tine, Survivor se termină în această seară pe considerente medicale. Până acum, deja mă consider o supraviețuitoare, din cauza că tot cu o lesiune, cu durere, am stat la această condiție de toți noi. Din cauza un accident, trebuie să plec, nu aș fi vrut, ar fi vrut să lupt.
Prea silențios. Nu vrei tu nimic. Angela, drum bun să ai. Da, Angela, drum bun să ai. Pentru ea se termină aici toată experiența și toată povestea. Păcat, mie mi se părea o fată la locul ei, așa, care a făcut o impresie foarte bună. Liniștit, da. Adică nu s-a băgat niciodată. Trebuie să recunoaștem că tu totuși clinci în tabăra războinicilor ești fan, cum o cheamă? Alexandra Dulli. Alexandra Dulli, adică... Tu acolo ai fi. Nu, nene, nu. Da, nu. Îmi plac minionele, într-adevăr, dar nu, nu. E foarte vocal, Alexandra. O să vedem ce se întâmplă și în tabăra războinicilor. Mâine soția lui Blaze ne vizitează. Vedem și alte povești care se întâmplă în seara asta. Cel mai tare show sportiv Survivor în seara asta de la ora 20:30. Alexandra Gog pe Instagram, așa o găsiți. Mulțumim mult de tot. Cristi Mitrea, mulțumim. Salut, Albert Toprea, vă mulțumesc. După publicitate revenim. Vii și mâine? Da. Da, frate, n-am ce face. Gata, vii și mâine și poi mâine vin. Tot aici la Vorbește Lumea? Da.